Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Pauză de Cotidian. În această săptămână ne-am gândit să vorbim despre pericolele care ne pasc, pentru că avem alimente, avem legume, avem fructe, care de cele mai multe ori ne dau bătăi de cap, mai ales în această perioadă. Și pentru asta l-am invitat la emisiune pe directorul DSV Gojun, Iliuță. Bun găsit! Bine v-am regăsit! Domnul Iliuță, am avut o felul de probleme în această perioadă și avem în continuare cu ciupercile, am avut o alertă cu micii, cu căpșunile avem acum, mai multe. Deci rolul acestor alerte este să informeze populația, alimentele înseamnă că sunt controlate și pericolul iminent trebuie rezolvat, pentru că dacă nu se fac aceste analize sau controle, nu știm și nu putem să luăm măsurile. Orice instituție de genul nostru, și nu numai noi suntem o instituție de control pe domeniul alimentar, OPC-ul și colegii de la DSP-ul, avem rolul în primul rând să prevenim apariția pe piață unor alimente neconforme. Dar se întâmplă, pentru că numărul de procesatori alimentari este foarte mare, numărul de mici producători este foarte mare în România și nu întotdeauna, chiar dacă noi considerăm că suntem o țară foarte curată din punct de vedere sanitar veterinar, nu putem să facem față la anumite situații de criză, cum se întâmplă în această perioadă cu ciupercile, sau o situație de criză cu contaminarea cu salmonela pastei, unei șarge de pastă de mici la un producător din județul Prahova. Până la urmă, în Gorj nu sunt probleme cu mici, cu salmonela, nu? Nu sunt și sperăm că nu vor fi, pentru că rolul nostru, în primul rând, așa cum am spus, este să prevenim. Activitatea noastră sanitar-veterinară merge pe prevenție cam 90%, iar 10% înseamnă acțiune de control, pentru că foarte mulți dintre cei care ne privesc au înțeles că rolul nostru e numai de control, să mergem să aplicăm sancțiuni. Nu. Rolul nostru este să prevenim și pentru acel concept sau acel concept care e la mod în toată lumea, de la furcă la furculiță sau lanțul alimentar în termenii colegilor de la igienă, este foarte important că pe toate aceste verigi ale lanțului alimentar sau al acelui principiu de la furcă la furculiță să intervenim noi. În abatoare, când se sacrifică animal, există un medic veterinar care face expertiza și își pune marca de sănătate, ceea ce înseamnă că este carnea bună de consum. Dar materia primă, carne, pentru că vorbim aici de salmoneloză, se poate contamina ulterior într-o unitate de procesare alimente, într-o măcelărie, într-o carmangerie sau într-o unitate de fabricare a mezelurilor. Probabil că aici lucrul a scăpat, contaminarea s-a produs ori de la o persoană purtătoare sau de la un lot de carne de pasăre care provenea de la un abator din afara județului Prahova. E, aici intervenim noi, sanitar-veterinar. Noi efectuăm la nivelul județului Gorj mii de analize pentru a depista eventuale alimente contaminate cu salmonella. Foarte rar depistăm, ceea ce înseamnă că procesatorii noștri de alimente lucrează în condiții igienice și ultima toxinfecție pe care noi am avut-o în județul Gorj, vorbim de acum 10 ani de zile, din păcate s-a întâmplat într-o creșă o persoană lucrătoare care a manipulat alimentele, le-a contaminat sau a îmbolnăvit câțiva copii. E, din aceste crize, noi întotdeauna ne facem programe pentru a preîntâmpina contaminarea alimentelor. Atunci când constat prezența unui contaminant, că poate să fie reziduri, poate să fie un hormon, poate să fie reziduri din diverse metale, poate să fie un produs radioactiv. Deci măsurile trebuie luate rapid și se instalează o alertă. Fiecare județ, atunci când constată un aliment care nu e de interes local, de interes național, a plecat pe distribuție sau dintr-o țară europeană, că e același lucru, suntem obligați să instalăm o alertă. Această alertă, în câteva fracțiuni de secunde, se instalează pe tot teritoriul României, dacă alimentul a plecat din România pe tot teritoriul european. Atunci când în România pătrunde un aliment dintr-o țară europeană și s-a descoperit prin analize care se fac pe lanțul alimentar o contaminare, să spunem, cu aflatoxină,
tot a fost cea mai celebră, să spunem, alertă din acest an și ne-a bulversat și pe noi serviciile veterinare, se instalează în Cehia. Automat, în câteva secunde, apare și în România, la Autoritatea Națională, care la rândul ei instituie alertă la nivel național și noi trebuie să reacționăm foarte rapid. Se dă o listă de distribuție și noi știm foarte clar și rapid unde trebuie să ne mișcăm pentru a sechestra acel produs, al scoate de la vânzare cantitatea care a mai rămas, că nu întotdeauna aceste alerte care se instalează pe lanțul alimentar sunt și eficiențe. Dar cel puțin mișoră numărul de îmbolnăviri, să spunem, pentru că această salmonelă cu care s-a contaminat această pastă de miș nu este o salmonelă, să spunem, puternic patogenă. Sunt peste 1700 de serotipuri de salmonele. Sunt numai câteva salmonele care poate să creeze îmbolnăviri dramatice la om și special la copii și la bătrâni. Haideți să vorbim și puțin despre ciuperci, pentru că în această perioadă gojenii trebuie să știe, deși din păcate a și apărut un caz de intoxicație, o familie a ajuns la spital după ce a mâncat ciuperci culese din pădure și mulți gojeni merg în această perioadă, le culeg din pădure și cred că se întâmplă ceva, există... Da, ciupercile în general se înmulțesc prin spori. Flora spontană din județul nostru este plină și sunt foarte multe localități care în această perioadă chiar poate să trăiască din recoltarea acestor ciuperci. Avem 8 centre în județul Gorj de colectarea ciupercilor. Majoritatea ciupercilor din flora spontană merg pe comerțul intracomunitar. Sunt țări foarte importante, să spunem, sau importante ca Italia, care dorește să achiziționeze din România și mai ales din zona Gorjului, o zonă curată, din punct de vedere al radioactivității, pentru că, acum ca și paranteză, aceste alimente noi le controlăm strict, tot ce pleacă pe comerțul intracomunitar sau în țări terțe. Noi recoltăm din fiecare centru de colectare pentru a determina dacă sau a descoperit dacă sunt radioactive, dacă conțin anumite... Pentru că și pădurea nu mai e curată așa cum a fost odată. Influența... Se fac și anumite cuceșeri, dacă... Da, deci noi vorbim acum de ciuperci, în general, care sunt foarte grele. Noi toți, cei care le consumăm, ne dăm seama că este aproape mai grea decât carnea de porc, care e o carne grea pentru organism. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm și... E foarte bine să le prevenim. E o perioadă în care sunt foarte multe ploi. Ciupercile se dezvoltă. Umiditatea sau conținutul de apă din ciupercă este foarte mare. Într-o pungă de plastic recoltate, după câteva zeci de minute, ele îmbătrânesc și devin toxice pentru organism. Deci când mergem la recoltat și le culegem pentru consumul nostru, familiar, pentru a-l duce la centru de colectare, e bine să le culegem în coșuri, să nu fie închise. Deci să aerul să pătrundă prin, să spunem, prin modul cum le depozităm în acel coș, pentru că altfel nu putem să prevenim îmbătrânirea lor și își pierd și valoarea nutritivă și comercială, să spunem. În general, toate ciupercile au o mică toxicitate, dar prin fierbere acea toxină se poate, aici vorbim de o toxină, se poate distruge, dar nu toate ciupercile. Sau prin uscare, că știu că mănătăcile se usucă. Sau nu e valabil? Este valabil și așa, dar o ciupercă contaminată este toxică. Deci, prin analizele pe care se fac ulterior, se descoperă toxina. Dar este important pentru cei care le consumăm în stare crudă să înțelegem că nu trebuie să consumăm cantități foarte mari, să fim foarte atenți din pădurea unde o recoltăm, pentru că sporul circulă foarte repede. O ciupercă care este otrăvitoare, sporul ajunge pe o ciupercă comestibilă. Deci prin toxicitatea ei mică, care este în mod natural, devenind cu un spor deja am contaminat acea ciupercă și devine necomestibilă. Dar aspectul ei pe noi ne determină să spunem că este bine să ne adresăm unui specialist. Aceste centre de colectare sunt controlate strict de către noi, au specialiști care sunt foarte atenți.
și recunosc foarte bine din paleta de ciuperci, că sunt foarte multe, poate 10-15 ciuperci comestibile care sunt de interes comercial. Restul sunt mai puține. Dar aceste ciuperci, datorită umezelii crescute în această perioadă, dintr-o ciupercă comestibilă poate să devină necomestibilă, să devină otrăvitoare. Deci să consumăm în cantități foarte mici, pentru că, așa cum am spus, sunt foarte grele de digerat pentru organism, și mai veni și cu o ciupercă cu o contaminare, să zicem, mai mare de toxine de la o ciupercă necomestibilă și atunci, într-adevăr, organismele noastre devin sensibile, dramatic, tulburările sunt. Este bine ca cei care sunt mai mici, copii sau bătrânii, să nu consume aceste ciuperci. Este și perioada căpșunilor. Deja oamenii au început să facă dulceață, au început să le culeagă. Există vreun pericol în ceea ce privesc căpșunile? Da, acum poate să existe un singur pericol, pentru că cu 14 zile înainte de a fi recoltate, nu trebuie să mai facem niciun tratament fitosanitar. Și acum pericolul este tot datorită umezelii. Unii cultivatori, care sunt și de specialitate, să folosească anumite substanțe antimucegai. Este bine de știut și noi, prin controlele care le facem, mai ales în zona Baia de Fier, Polovragi, unde sunt cei mai mari cultivatori de căpșuni, e o producție foarte mică anul acesta datorită factorilor de mediu, le recomandăm să fie foarte atenți și nu vorbim numai de aici, numai de aceste alimente. Noi vrem în general de toate alimentele, așa cum le recomandăm și verificăm foarte strict creșterea puiului și le interzicem folosirea antibioticelor cu spectru larg, care au influență asupra sănătății noastre. Ei folosesc acum în România și în toată Uniunea Europeană niște antibiotice foarte slabe și nu au voie sub 21 de zile să mai folosească până la data sacrificării. Pentru că prin analizele care le facem, acel antibiotic se depistează foarte ușor, acel lot de carne, care poate să fie de zeci de tone, se scoate de la consum, se confiscă și se dirigează către plutan. Din fericire, la noi în județul Gorj nu am avut asemenea evenimente. Vorbim aici din județ curat, pentru că aceste controle care le facem cu scop preventiv vizează toate alimentele, inclusiv de pe piața țărănească, începând cu salata verde, care este un produs foarte ușor contaminant cu reziduri de metale, să spunem, și până la cel mai sofisticat aliment se recoltează probe și se analizează trimestrial. Avem zeci de sau sute de probe care le analizăm din toate legumele, fructele și produsele din carne, lactate, sub raportul acestor reziduri, radioactivități, și nu mai vorbim de contaminarea cu microorganisme care poate să apară, așa cum am spus, în lanțul alimentar, fie la sacrificarea animalului, pentru că înainte de a sacrifica animalul, noi ca instituție desfășurăm o activitate laborioasă pe cele câteva sute de mii de animale, vorbim aici de păsări, de bovine, de ovine, de capine, de porc, facem analize pe animalele în viață, care sunt foarte importante pentru noi și, din fericire, nu ne confruntăm decât cu câteva focare de boală și, în mod deosebit, mediu silvatic, rabia, care, din fericire, ultimul caz de rabie, este la o bovină mușcată de o vulpe într-o localitate din județul nostru, în care de la începutul anului am avut două focare de rabie pe vulpe, să spunem. Deci la Bustuchin am avut ultimul caz. Da, la Bustuchin, într-adevăr, am avut două focare de rabie pe vulpi împușcate sau găsite moarte. Avem o bovină într-o gospodărie la un cetățean care are mai multe bovine. În gospodărie are porc, are doi câini, este sub observație gospodăria în acest moment. Acest animal, sâmbătă, avea semne nervoase, proprietarul și-a dat seama că ceva nu este în regulă, medicul veterinar a fost anunțat, s-a deplasat acum în regim de urgență și, după simptomatologia clinică, i-a spus proprietarului, mergem aproape 100% pe o rabie. Au găsit și mușcătura animalului, pentru că animalul a
pășunat undeva la marginea pădurii și a fost mușcat de una din multele vulpi care sunt în pădurile din județul Gorj. Și aici e foarte important, pentru că dați ocazia să spun că în această săptămână a început în România vaccinarea aeriană a vulpilor și din fericire suntem prinși și noi ca județ. Anul acesta este prima dată când se face o vaccinare aeriană contra rabiei. Cum se procedează? Cu Momel există avioane speciale. Astăzi a fost rută pe județul Dolj. Datorită vremii, Gorjul nu a fost prins. Noi suntem informați dimineața. Se pleacă de la un aeroport de lângă București, un avion special. Se aruncă din avion 20 de momeli pe kilometru pătrat pe toată suprafața României. E o măsură pe care România o salută. Sunt foarte mulți bani europeni aici. Europa, după 10 ani de vaccinări aeriene, să spunem, rabia a început să dispară. Noi suntem la început, dar concomitent cu această vaccinare, să spunem, aeriană, contra rabiei, avem și 1318 momeli pe care de săptămâna viitoare le vom distribui medicilor veterinari și vor fi puse momeli vaccinale la fiecare vizuină, pentru că noi avem o hartă pe care o fac colegii de la Direcția Silvic, asociațiile de vânătoare, și încercăm prin cele două acțiuni, vaccinarea la vizuină, să spunem, și vaccinarea aeriană, să diminuăm numărul de focare relativ mic anul acesta în județul Gorj. Suntem un județ cu în jur de 1000 de vulpi, pentru că aceste măsurători, să spunem, le fac tot colegii de la Direcția Silvică împreună cu cei de la Garda de Mediu și Autoritatea de Mediu, că au responsabilități pe domeniul, să spunem, silvic. Încercăm să diminuăm aceste focare de rabie și peste 10 ani de zile România să fie acolo cu 1, 2, 3 focare pe teritoriul României, pentru că de ce vor apărea în continuare focarele? Nu suntem o țară închisă în spațiu european, cum este Ungaria. Bine, relativ Ungaria, că au și graniță cu Ucraina. În Moldova nu se vaccinează, în Ucraina nu se vaccinează, fiind la zona de est a bătrânului nostru continent. Ne vom confrunta, dar pe programele pe care am văzut că le organizează Uniunea Europeană, și Ucraina și Moldova au intrat pe serviciile veterinare, au intrat cu serviciile veterinare în Europa, pentru că de ce să... Eu mă bucur că prima instituție care a fost europeană a fost Autoritatea Națională Sanitară Veterinară din anul 2002. Noi suntem o parte componentă a serviciilor veterinare europene, pentru că ceea ce facem noi și faptul că noi suntem instituția abilitată să controlăm alimentele, indiferent că sunt vegetale sau sunt animale, am început și au început cei din Europeană să facă instruiri și să ne facă foarte multe controle pentru a avea o garanție că în România se mănâncă sigur, se produc alimente sigure, și o spun că într-adevăr în România se produc alimente sigure și aceste mici accidente pe care dumneavoastră le mediatizați au rolul de a ne pune pe noi în gardă ca servicii veterinare de stat, iar producătorii de alimente să fie mult mai atenți cu ceea ce pun pe piață. Nu mai avem decât câteva minute din emisiune și vreau să vă întreb ce trebuie să mai știe gorjenii, la ce pericole ne mai expunem în această perioadă? Mai sunt alte alimente, alte fructe, legume? A fost o perioadă în care temperaturile mediul exterior ne-au ajutat și pe noi consumatorii de alimente să cumpărăm de pe piață alimente, și vorbim aici de sfera vegetală, proaspete. Să fim atenți de acum încolo, pentru că va veni căldura, să nu ținem alimentele pe care le cumpărăm din oricare magazin, și aici numai magazine autorizate, și e bine să evităm să cumpărăm de la colțul străzii orice aliment, că e vegetal, că e de origine animală. Pericole există, pentru că nu toate alimentele sunt controlate. Noi, la nivelul județului, prin programul pe care îl avem, încercăm să verificăm toate alimentele care sunt puse pe comerț oficial. Micii producători pe care noi am autorizat sunt verificați la rândul lor.
li se recoltează probe, fiecare are un program strict pe care îl respectă. Dar este bine să nu cumpărăm nici dacă ni se oferă, am sacrificat un porc la țară, măcar să fie întrebat proprietarul, da, ai făcut examen de trichineloză? Te-ai adresat medicului veterinar? Pentru că am să vă dau două cazuri recente pe care chiar vreau să le mediatizez și nu ne jucăm cu cei care pun pe piață alimente necontrolate. Am avut un caz la Săulești. Proprietarul a sacrificat animalul în câmp. Dintr-un motiv medical, nu s-a adresat medicului veterinar. Poliția locală a aflat de acest caz, am fost informați, am mers acolo și am făcut anchetă. Proprietarul a fost sancționat cu 12 milioane de lei vechi pentru faptul că nu a informat medicul veterinar, iar pentru faptul că a anunțat un samsar și nu folosesc cuvântul ăsta cu plăcere, un samsar a venit și a luat carcasa de animal neexaminată, n-a recunoscut, n-are reușit să depistăm. El a spus că, domne, am cumpărat-o să o dau câinelui sau animalelor care le avea. A fost sancționat cu 200 de milioane și este în baza noastră de date și va fi urmărit de acum încolo tot ce va face, pentru că acest individ este din Florești. Și aceste cazuri particulare pentru noi sunt foarte importante, pentru că le și mediatizăm prin dumneavoastră, iar acei oameni sunt în baza noastră de date la oameni care poate să creeze și mâine asemenea probleme. Alt caz, sâmbătă, un individ de aici vecin cu Târgu Jiu, i s-a confiscat 184 de kilograme de carne de vită, necontrolată, neexaminată, a fost sancționat. Carnea a fost confiscată și dirijată pentru procesare industrială. Deci asemenea lucruri nu trebuie să se întâmple și de asta dumneavoastră întotdeauna mediatizați toate instituțiile dacă își fac treaba sau nu. Sunt situații când și noi suntem descoperiți, suntem depășiți de anumite evenimente, dar faptul că de la începutul anului în județul Gorj nu am avut evenimente decât foarte puține focare de rabie, care 80% datorată mediului silvatic. Prin dumneavoastră, noi trebuie să informăm populația de ce se poate întâmpla. Și pentru că vorbeam de alimente, este foarte bine să le cumpărăm din zone pe care le cunoaștem ca sigure, să nu le ținem în portbagajul mașinii, să le ducem la frigider cât mai repede, indiferent că sunt vegetale sau de origine animală, să nu cumpărăm de la colțul străzii niciun aliment, iar toți cei care ne privesc, avem un telefon 226033, 24 din 24 răspunde cineva la acest telefon, să ne informeze de orice neconformitate atunci când constată la achiziționarea unui produs alimentar, la cumpărarea din supermarket, din magazinul de la colțul, să spunem, de la colțul blocului sau din piețe, pentru că așa putem să luăm măsuri și putem să tragem un semnal de alarmă, putem să descoperim eventual un produs contaminat și prin intermediul dumneavoastră putem să atenționăm populația, pentru că în asemenea situații de criză toți trebuie să contribuim la siguranța noastră alimentară. Domnule Iliuță, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la emisiunea mea și să sperăm că nu o să avem probleme, mai ales în această vară, pentru că ne așteaptă câteva luni mai călduroase. Eu vă mulțumesc și vreau să asigur pe toți cei care ne privesc că suntem o instituție foarte transparentă. Și orice caz, cât de minor este pentru noi, este foarte important și îl tratăm ca atare, pentru că cei care ne judecă sunt consumatorii de alimente. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și aveți grijă ce mâncați.